românii încep să redescopere vacanțele așa cum se făceau ele pe vremuri, ca să zic așa, și anume circuite turistice în zone frumoase ale țării, și îi ajutați din ce în ce mai mult să descopere toate aceste frumuseți. Ce le pregătiți celor care vor să plece în vacanță, într-o altfel de vacanță decât, eu știu, la mare, la plajă sau la munte, la schi iarna? Noi, echipa de la Scorilo Travel Vacanțe, oferim și un altfel, o altă variantă de petrecerea timpului liber. Am pregătit niște circuite culturale care acoperă întreaga suprafață a României, începând din zonele din delta până în vestul României, în nord, sud, est, vest, ținute excursii care includ în circuitele lor cele mai importante obiective turistice din România. Dați-ne câteva exemple, eu știu, care sunt cele mai apreciate de către turiști. Ca de obicei, o destinație foarte apreciată de către turiști este Maramureșul, o altă destinație apreciată Bucovina și Delta Dunării, dar au început să fie apreciate și destinații noi, cum ar fi vestul României, Banatul Montan, Clisura Dunării, destinații care până acum un an, doi, nu prea erau prinse în circuitele agențiilor din țara noastră. Ne-ați mărturisit înainte de interviu că ați pregătit o surpriză pentru cei care, pentru toți românii care aniversează, iată, 100 de ani de la Unire. Ce faceți cu această ocazie? Am pregătit un circuit al României în care am inclus 7 din fostele capitale ale spațiului românesc, acoperă toată suprafața României, care este foarte apreciat și l-aștept cu nerăbdare să facem acest circuit, mai ales în anul centenarului Unirii. Pomenați de Maramureș și de alte zone frumoase. Ce, dacă ar fi să descriem așa pe scurt o astfel de excursie, câte zile durează, ce se întâmplă acolo, ce văd sau ce experimentează cei care merg cu dumneavoastră? Deci avem excursii care, după cum știm, sunt până în 3 nopți de cazare și după aceea circuite. În primul și în primul rând, noi ne-am stat foarte mult pe tradițiile, pe spiritul românesc. Descopere de la gastronomie, la tradiții, costume populare, dansuri, jocuri și alte obiective mai puțin cunoscute. Personal, dacă ar fi să alegeți unul dintre tururile Scorilo Vacanțe, care ar fi acela? Turul României. De ce? Pentru că acoperă întreaga, marea parte din suprafața României și putem face o paralelă între cele 3 zone care mari, care acum 100 de ani s-au unit pentru, sunt convins, pentru totdeauna, și facem o paralelă pe zone din mai multe puncte de vedere, cum vă spuneam, și gastronomic, și cultural, și e un mix. România este o țară extraordinară și mai ales în zona Dobrogei sau în zona Transilvaniei, mixul acela cultural, religios, într-o oglindă cu Muntenia și Moldova. Cât durează un astfel de tur și mai aveți locuri disponibile? Cum pot să vă găsească turiștii care vor să plece într-un astfel de tur? Da, pe site-ul agenției Scorilo Travel Vacanțe mai sunt locuri. Noi am făcut destul de des anul ăsta aceste excursii, tocmai pentru a veni cât mai multă lume, și am avut o surpriză plăcută. Am constatat că foarte multe rezervări sunt făcute de românii noștri plecați afară, care se întorc, și ceea ce înseamnă că pâinea, fie pâinea cât de rea, tot mai bună în țara mea.